Uba, uba, hop. Zigzag, hop, hop. Marsupilami. Jungla să o apără. Uba, uba, e strategia. Menirea, filozofia. Jocuri de iarnă palombiene. Așa, cei mici pot învăța să înoate în siguranță. Oh, nu! Bibi! 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 Foarte bine, Marsu! Am impresia că lui Bibi nu-i place apa. Oh, nu! Bobo! Cu toții știm pe cine a moștenit temerarul Bobo, nu-i așa, Marsu? Ține-te bine! Vin acum! Cum? E cumva un iceberg? Un iceberg? Ce să fac eu cu un iceberg? Era un experiment. Acum putem trece la faza a doua a planului. Și în ce constă faza a doua? Ai de gând să colonizezi icebergul cu pinguini și îi vei urmări alunecând în jos? Vreau jocuri de iarnă în Palombia! Vreau ca întreaga planetă să vină la schi și la hockey aici, în junglă! M-am făcut înțeleasă? Foarte înțeleasă. Jocuri de iarnă în Palombia. Iar la micul dejun vreau un râu lichisupi înghețat. S-a făcut. Eu aduc brioșele. Lingușitorule. Amicii noștri fac cunoștință cu frigul pentru prima dată. Dar cum e posibil ca un iceberg să ajungă până în Palombia? Aș spune că a deviat de la cursul său și a plutit pe râul nostru. Mulțumesc, mătușă, dar era doar o metaforă. Asta știam și eu. Trebuie să fie un efect al încălzirii globale. Dar e puțin probabil să fi plutit până aici, tocmai de la polul sud. La câte mașinării se mai inventează, vor începe să crească palmieri pe iceberguri, mătușă. Repede, să aduc apă caldă. Asta îl va dezlipi pe micuț. Dar tocmai asta e ciudat. Nu dă semne de topire și e la fel de tare ca o piatră. Este ciudat, mătușă. Sunt chestii artificiale în gheața asta. Gheața nu mai e naturală de mult timp. Cum crezi că reușesc să dea culoare perfectă înghețatei? E plină de vopsele artificiale. Mătușă, eu mă refer la icebergul ăsta. Ia, privește. Particulele acele albastre. Da, e straniu. Ei bine, se face târziu. Sunt convinsă că după o noapte de somn vom investiga problema mai cu atenție. Noapte bună, mătușă Diane.
Și ține minte, dacă vrei să studiezi gheața, o faci la lumina rece a zilei. Foarte amuzant. Noapte bună, Hector. Hopa. Noapte bună, Marsu. Sfârșit. Proaspăt din laborator. Dă-mi-o chiar acum. Dă-mi-o. Ce mai aștepți? Dă-mi-o. A cuvântul magic. Scuze, ce spuneai acolo? Bine, te rog. Netotule. Declar deschis robinetul jocurilor de iarnă de bord din Palombia. După umila mea părere, cred că acest cocktail va da fiori unor persoane. Bună, avem parte de un succes răsunător. Te-am rugat să-mi dai rezultatele mâine, la micul dejun. Acum meditez. Meditai? Nu mă surprinde deloc, ești așa spirituală. Pentru mine ești un ocean de serenitate, un lac de liniște, calm și tandrețe. Un miracol de... mi-a închis. Lingușitorule. Cum? Treziți-vă cu toții! Mătușă Dayen! Marsu! Ce se întâmplă? Hector, de ce? E foarte rece! E incredibil! Sunt convinsă că științific e imposibil. Și totuși s-a întâmplat, râul a înghețat peste noapte. Cum e posibil? Dacă nu ar fi atât de straniu, aș merge să patinez. A trecut ceva timp de când nu mi-am mai pus patine. Până nu uit, am să-ți arăt ceva, micule Hector. Cu grijă, mătușă. Nu trebuie să-mi demonstrezi, te cred. E foarte fierbinte, mătușă, știu. Bine, acum pun ceașca pe cubul ăsta de gheață. E ciudat cum creaturile junglei învață atât de repede un sport de iarnă. Da, ei bine, uită-te aici, Hector, e surprinzător. Da, e surprinzător, dar de ce ți-ai răsturnat ceaiul? N-am așteptat destul, privește, voi încerca din nou. Nu, Marsu, vei sparge gheața, oprește-te! Opa! Atenție, Hector! Nu, Marsu!
Marsu, ești teafăr? N-ar trebui să se mai joace pe gheață, e prea periculos. Azi lichi supi mâine întreaga junglă. În felul ăsta, întregul ecosistem palombian va fi serios afectat. Băiete, vino repede! Vezi? Aha, știam eu că nu am vedenii. Dar cum? Ceaiul a intrat în contact cu o bucată de gheață. Uimitor! Wow! Acum înțeleg. Particulele albastre contaminează apa asemenea unui virus, mătușă. Ciudat mai e procesul ăsta. N-am mai văzut nici când așa ceva. Dar un iceberg nu este de ajuns pentru a îngheța un râu întreg. Trebuie să fie altceva. Da, icebergul a plutit pe Leaky Soupy. Deci trebuie să mergem în amonte pentru a afla de unde vine icebergul. Turiștii din lumea întreagă vor veni cu miile să vadă miracolul. Ce spun eu? Cu miile? Cu milioanele chiar? Chiar și cu miliardele? Să nu exagerăm, micule schiță. Spune-mi, în ce stadiu suntem cu construcția? Stroi? Hotelurile de 12 stele vor fi aici, aici și aici. Cât despre dotările sportive, ringul de hockey va fi aici. Tribunele sunt încălzite? Nu, dar scaunul tău este. Mi-am luat libertatea să mai adaug un detaliu care, după umila mea părere, îți va plăcea cu siguranță. Te rog! Vom adăuga și o pârtie de bob. Ideea mi-a venit într-o noapte, într-un moment de inspirație divină, gândindu-mă la tine, adică la proiectul tău. O pârtie de bob? Pentru ce? Pentru alunecare, rapidă, pe gheață. În fine, Stroi, adună o echipă, dar te avertizez să fie una câștigătoare. Magnific! Această pârtie de bob va fi încununarea carierei mele la compania Devard. Hei, cine sunt aceia? Echipa de bob Devard. Dar nu avem o echipă de bob. Acum avem. Au nevoie de o uniformă frumoasă. Simt că mă lovește din nou un val de inspirație divină. Un val? Unde?
Patinăm de ceva vreme și tot nimic. Sunteți săriți? Ce căutați pe mijlocul pistei de antrenament? De antrenament? Acesta este râul Leaky Soupy. Nu aveți dreptul să fiți aici. Ne încurcați pregătirile pentru jocurile de iarnă. Jocurile de iarnă? Jocurile de iarnă palombiene. Știți de la ce vine asta? E de la Devert. Devert? Desigur. Merg cu spatele. Nu îmi vine să cred. Întreaga secțiune Leaky Soupy e acoperită cu camere. Ora mea de glorie se apropie. Privește-l pe netot, se lovește de copac. Oh, și zevzecii ăștia! Noroc că am totul sub control. Nu, Marsu, stai să nu te vadă! Marsu! Hei, e Marsu Salamiul! Marsu, revino! Mai întâi o curățare scurtă, roșu să fie. Hei! Troi, încetează să te mai crezi balenă înainte să înghețe acolo. Marsu, chestia aia e în apă. Atunci refacem cu acest lichid magic. Nu pot avea probleme cu telecomanda asta. Alte probleme? Marsu, telecomanda! O vrei? Vino să iei. Prinde-mă dacă poți. Și așa se face. Ole! Ciao! Marsu, telecomanda! Sunt campion la hockey! N-ai apărare! Gol! Marsu! E timpul să topim Leaky Soupy-ul și să-l readucem la temperatura lui normală. Oh, nu! Micuții Marsu nu știu să înnoate!
Au, trebuie să fi durut. Jocurile de iarnă palombiene s-au încheiat. Sunt cel mai ghinionist din lume. Plouă cu crocodil. Am învățat să înoate singură. Poate cu puțin ajutor din partea crocodililor. Gata, am aflat cum să topesc gheața. Hector, privește! Mătușă Diane, cred că e puțin cam târziu. Râul s-a topit în sfârșit. Știam că nu va dura prea mult. Da, mătușă Diane, iarna palombiană s-a sfârșit. A trebuit să anulez totul. Îți imaginezi cât mă va costa asta? Dar ploua cu crocodili, cu crocodili feroce, uriași. Nu poți lupta cu natura. Iar acum compania Devert trebuie să curețe întreg râul și să înlăture mașinăria care s-a scufundat în el. Totul e din vina ta. Vrei să te revanșezi cumva? Mă ocup eu de asta. Fac orice e nevoie. Sunt la picioarele tale. La picioare. Sper că știi să înnoți. Vei curăța întregul râu de unul singur. Tu și mânuțele tale de artist. De fapt, sper că știți amândoi să înnotați. Dublajul a fost realizat de studiourile DTI.